Ei bine, cine a spus că dincolo de iubire nu există și prietenie? Și spun acest lucru pentru că în casa unde vom pofti astăzi este vorba de doi artiști care au avut o relație extraordinară în trecut, iar acum, în prezent, păstrează o relație de prietenie. Mai multe lucruri și ne vor dezvolta această idee tinerii noștri prieteni, Marian Viteză și Elena Zambilă, cărora le spunem bună ziua și bine v-am găsit! Bine v-am găsit împreună cu soția ta frumoasă, cu Gianina, căreia îi mulțumesc că mi-a asigurat de fiecare dată ținutele. Bună ziua, Elena! În minunata casă, gazdele noastre astăzi sunt Marian Viteză împreună cu soția lui Gianina și, desigur, invitată Elena, pentru că Elena este prietenă de familie. Eu am fost foarte surprinsă de acest subiect plăcut, dacă vreți, pentru și este o lecție de viață, până la urmă, pentru mulți dintre cei care ne urmăresc. Elena Zambilă și Marian Viteză, un cuplu care l-au format dincolo de scenă și iată că în prezent, după ani de relație, au rămas prieteni. Deși au ridicat foarte multe controverse în trecut vis-a-vis de despărțirea aceasta profesională, pentru că Elena își urmase drumul ei pe partea artistică, la fel și Marian Viteză, iată că drumurile i-au purtat în același loc și să se întâlnească. Pentru că știm cu toții că la evenimentele frumoase la care erau invitați, taraful Marian Viteză și Elena Zambilă. Vă spun bună ziua și în cadrul acesta frumos. Bună ziua și mulțumim că ne-ați invitat sau că ați venit la Marian Viteză. Eu vin de fiecare dată cu proiecte, pentru proiecte. Noi, e adevărat că eu și soția lui suntem prietene, dar strict profesional cu Viteză avem proiecte noi și chiar dacă n-am fi vrut noi să avem, oamenii prietenii și foștii clienți și actualii clienți și viitorii clienți ne vor de cele mai multe ori împreună. Cum e dincolo de toate, Marian? Uite, pentru că Elena ne-a spus lucrul acesta, v-ați gândit vreodată că o să ajungeți în punctul acesta în care viața personală se termină, dar totuși rămâneți prieteni? Că se spune deseori, domne, înseamnă că n-a iubit îndeajuns dacă a rămas prieten. Iar eu nu cred lucrul acesta, pentru că, iată, voi sunteți un exemplu care contrariază, dacă vreți, lucrurile spuse. Păi eu zic că nu are nimic, deci viața personală, cu viața muzicală, da, de scenă. Profesional. Câți ani ați format cuplu voi? 17. 17 ani. Iată că după 17 ani, după cum am spus, nu s-ar fi gândit nimeni niciodată să ajungeți să colaborați, să aveți totuși o colaborare frumoasă, ba mai mult decât atât, familiile voastre pe care vi le-ați întemeiat, pentru că tu ai avut o nuntă foarte frumoasă, ai un soț care te iubește și te respectă și foarte care mult susține. Și care te susține, Elena. La fel și Marian, o soție deosebită, un om de afaceri, dacă vreți, este cea care îmi asigură și ținutele în cadrul emisiunilor, o femeie foarte, foarte și mie, bună. Îmi asigură și Elenei. Ținutele. Cum ați ajuns și totuși să vă înțelegeți atât de bine? Și cum, iată, familiile să fie prietene? Prietene nu putem spune, familiile, nu sunt prietene, nu neapărat prietene, dar noi colaborăm. Colaborăm și, după cum ți-am spus, Lavinia, și dacă n-am vrea noi, și dacă n-am fi vrut noi, trecutul ne leagă cumva. Ne trezim la evenimente acolo, ne trezim împreună, pentru că de cele mai multe ori s-a întâmplat și probabil se va întâmpla, dar acum nu e problemă că noi am stabilit că să avem o colaborare și nu mai e nevoie să ne ia separat clienții, viitorii miri sau viitorii socri, să ne antameze la evenimentele lor, să ne antameze separat, când poate să ia legătura ori cu mine, ori cu el, e aceeași treabă. Dar după despărțirea voastră a fost un moment în care vă atacați cumva reciproc. Mai specula și presa și în emisiunile de televiziune, apăreați întotdeauna separat. Niciodată împreună în emisiune. Da, pentru că era, cum s-ar spune, la cald atunci. Lucrurile s-au așezat, presa, televiziunile, de cele mai multe ori mi s-a propus să ies cu scandal, dar dacă noi n-avem ce să ne reproșăm. Lucrurile s-au încheiat, poate erau încheiate de mai multă vreme și
avea sens să facem circ. Marian, tu ai o soție geloasă? Cum a privit relația voastră profesională? Nu, sunt cele mai bune prietene, vorbesc Gianina e fanul meu numărul unu. Vorbesc zi de zi. Păi asta e frumusețea vieții. De ce să, eu ce să am cu ea? Sau să ne dușmănim? Dar credeți că și pentru cei de acasă e un exemplu acesta de a păstra relațiile cordiale după, în urma unui divorț? Sau eu nu vreau să dau exemple, că nu are rost, dar sunt mulți care se dușmănesc, se bârfesc. Nu e problema noastră. Se bârfesc sau se... Deci, ce rost are? Eu cred că aici ține foarte mult și de respect. De și educație. De faptul că, da, și de educația de acasă și de respect și... n-am avea cum. Eu consider că așa e normal. Da. Soțul tău, Elena, ce părere a avut vis-a-vis de... Soțul meu mă susține în tot ce vreau să fac. E susținătorul meu când orice colaborare, dacă eu consider că mi-e bună pentru, pentru profesie, profesional, automat eu nu fac absolut nimic fără să știe el. Este el omul pe care ți l-ai dorit? Normal. Iată că, dincolo de toate, poți ajunge la o vârstă, nu mai ești, cum se spune, la 20-30 de ani, când îți mai flutură mintea, devii mai înțelept și știi poate ce să alegi pentru drumul vieții și alături de cine să-ți împărți. Păi, și perioada asta, de la 20 de ani în sus până la o anumită vârstă, înveți. Sunt lecții. Iei de la viață ce... Care este cel mai mare regret al tău, Elena? Nu știu de ce mă întrebi. Cel mai mare regret? Băi, nu am regrete. Nu ți-ai am regrete pentru că... sunt unele... Probabil aș fi făcut unele lucruri mai devreme. Decât... de cum le-am făcut. Le-am făcut poate mai târziu, dar niciodată nu-i târziu și important e să avem liniște și fiecare dintre noi. Să pleci liniștit la treburi, la evenimente, să te întorci acasă, să știi că nu ai discuții și ești așteptat și ești respectat, tratat. Tu, Marian, știu că ai doi băieți din prima ta căsnicie. Da, din prima căsătorie, doi băieți care, mă rog, mama lor a murit, Dumnezeu să ierte. Și ai rămas un tată singur. Ce vârstă aveau copii? Pe timpul când eram eu cu Elena, Mădălin, cât avea? 14 ani, nu? Mă rog, cam așa. 14 ani când a venit la noi. 14 ani când a venit la noi. Cel mare avea vreo 16 ani. Robert. Și mai mult a crescut, na, cu Elena, dacă eram... Au fost deci, copiii și... traumatizați, să zic așa, de pierderea mamei lor? Au trecut printr-o perioadă grea atunci? Normal, ca fiecare copil, na, și ar trebui să-i susținem, să-i ținem lângă mine. Vorbeam cu Elena deseori că nu a devenit mamă la propriu, dar are foarte mulți copii. Elena, îți simți sufletul ei sau cum au reușit să se apropie de tine? Și iată, ai crescut cu adevărat doi copii. Da, nu știu, nu cred. Am fost lângă ei. Am fost lângă ei, poate am fost mai mult decât trebuia sau mai mult. Consider că mi-am făcut treaba de mamă vitregă sau mi-am făcut. Am fost lângă ei și pentru ei și și astăzi vin la mine. Adică da, păstrați legăturile și te respectă la fel de dar mult. Le păstrăm, da, de. Niciodată n-am încetat să... Mai ales Madalin, când era mic, avea secrete cu ea față de mine. Când făcea unele chestii care nu complota vrea să cu mama. Da. Nu neapărat, dar unele chestii, până să ajungă la tată... Poate dincolo de faptul că erai, eu știu, soția tatălui lor, te-au simțit apropiată și te-au văzut o prietenă, au văzut în tine un prieten de nădejde. Păi asta am încercat să fac, să nu mă dau că sunt mama aia rea și am încercat să fiu prietena lor, să-mi spună când le trebuie ceva, pentru ce le trebuie, când au nevoi, când au bucurii, dovadă băieții lui s-au distrat cu noi.
Adică nu le-a trebuit cluburi, nu le-au trebuit discoteci, ieșiri, vai cu cine umblă. I-ați supravegheat și în același timp s-au distrat. Ei dacă au fost, dacă s-au distrat, dacă și-au făcut zile. Noi am fost între ei. Eu cel puțin am fost între ei. Și el. Dar totul a fost permis. Ce-au vrut ei, li s-a permis și așa i-am putut și verifica și... Am știut de ei tot timpul. Și acum știm de ei. Bineînțeles. Tu, Marian, locuiești cu soția ta în această casă minunată unde voi ne-ați primit. Este o femeie de afaceri, după cum am spus, și mai ales se ocupă și de site-ul de promovare al tarafului Marian Viteză, Elena Zambilă, acolo unde sunt promovați foarte mulți artiști. Da. Ești mândru pentru asta? Consider că ți-ai găsit sufletul pereche? Bineînțeles. Ea se ocupă și de pagină și de site. Și de imagine și cu Elena ține legătura și... Eu sunt una dintre colaboratoarele lui. El se are consult. Mai multe soluții. Bine, normal că dacă vin nunți, nu, Elena evenimente. Nu poate să fie legată în mai de mine. Poate să mai meargă și la alte normal, evenimente. Normal, cum fac artiștii sau merg la program. Și da, mai da, avem, de exemplu, pe Diana Berbecu, mai am și soliști de muzică ușoară. Valentina Oprina, mai multe soliste, că nu pot să le dau numele la toate acum. Cum și te-ai cunoscut cu Gianina? Ne-am cunoscut unde? La... la un restaurant. Tu cântai? Iar ea era invitată acolo? Da, și ai pus ochii pe ea? Sau abordarea a venit din partea Gianinei? Așa, reciproc. Da. Elena, soțul tău urmează drumul cântecului popular? Nu urmează. N-are soțul nicio treabă. N-are nicio legătură. Soțul meu mă susține, soțul meu se ocupă de imaginea mea pe net, pentru că se pricepe în IT, să zicem. Soțul meu îmi filmează videoclipuri. Nu a știut să facă asta, dar a studiat acum de 4 ani, că facem 4 ani. Mulți înainte, împreună. Mulțumim. Ieri am făcut 4 ani de când ne știm, iar 4 ani facem în ianuarie de la căsătoria civilă. De atunci tot studiază. Cum să facă site-uri, cum să facă promovări, cum să facă videoclipuri. Majoritatea videoclipurilor mele mi le-a făcut el, le face din ce în ce mai bine și... Păi se experimentează odată da, ce da, studiază da. Și... Da, da, da. Nu face altora, îmi face mie. E suficient să lucreze pentru mine. O întrebam puțin mai devreme pe Elena dacă are vreun regret. Tu, Marian Viteză, ce regrete ai? Bănuiesc că în viața fiecăruia dintre noi există un regret, există un moment în care poate am simțit că ne cade cerul pe noi sau am simțit că nu ne mai ridicăm. Nu știu, poate vis-a-vis de moartea soției tale și faptul că ai rămas un tată singur, bănuiesc că ai avut o cumpănă în viață. Păi în viață te lovești de foarte multe și regrete n-ai cum să nu ai dacă îți moare cineva sau mama, tata sau... Dar trebuie să treci peste. Să fii puternic și să treci. Care a fost motivul pentru care ți-ai pierdut soția? A făcut infart și a murit. Ce vârstă avea atunci? 45-46, cam. 42. Nu, 42, da. Te-ai gândit vreodată că o să fii un bărbat văduv, iată cum se întâmplă deseori să spun lucrul acesta despre femeie? Se poate întâmpla, Doamne ferește. Crezi în destin? Oricând. Da. Cum ți-ai scris. Că nimic nu e întâmplător. Asta e adevărat, da. Elena a venit în viața ta exact la scurt timp după moartea soției tale și te-a ajutat să te ridici din, din pasul acesta? Ne cunoșteam, cântam împreună și așa s-a întâmplat. Dacă a murit, după aia am rămas cu ea. Cred că e prima dată când dați un interviu de acest gen și vorbiți în fața camerelor de filmat despre cuplul Marian Viteză și Elena Zambilă, dar strict profesional. Exact. Da. Iar noi suntem... Cred că cel mai bine ne înțelegem profesional noi. Luând toată viața noastră din ultimii 25 de ani,
noi doi ne înțelegem cel mai bine profesional. Și probabil așa a fost de la început, probabil, dar intervenise obișnuința, da. Drumurile voastre se întâlneau foarte des la evenimente. Voi sunteți mai în măsură decât mine să spuneți lucrurile astea, că se spune, doamne, am stat căsătorit cu nu știu cine 30 de ani și am constatat că viețile noastre sunt mai bine separat, da, și da, da, să funcționeze, iată, da, pe parte profesională mult mai bine. Da. Păi, ai regretat vreodată că nu ai dat o naștere unui copil sau ai considerat că menirea e de la Dumnezeu de a crește alți copii? A fost și o etapă a vieții când, într-adevăr, nu că am regretat, că nu poți, dacă nu dă Dumnezeu, n-ai ce să faci tu. Dar știi cum e, nu trebuie să aștepți doar la Dumnezeu, trebuie să faci și tu anumiți pași. Și dacă nu îi faci la timp și îi faci prea târziu, mai bine nu îi mai faci. În schimb, așa a fost să fie. Copiii lui Viteză, bine, m-am obișnuit eu cu gândul că așa a fost să fie. Vorbește... Poate asta e menirea mea, de unde... Exact așa am și pus întrebarea. Poate, da, ție menirea, e misiunea de la Dumnezeu pe pământ, da, și ce m-a să surprins fiu lângă plăcut unii copii, da, care au nevoie. Da. Au nevoie să fiu lângă ei. Te-ai gândit vreodată să îndeplinești o altă meserie, alta decât a fi artist? Crezi că ți s-ar mai fi potrivit și altă? Eu dacă fac ceva, fac sau nu. Deci orice m-aș apuca să fac, ori fac, ori nu mă apuc. Să duci la bun sfârșit. La bun sfârșit. Deci, indiferent ce aș fi, dacă n-aș mai fi cântat, dacă n-aș fi cântat, automat făceam altceva. Marian, tu ești dintr-o familie de muzicanți? Ai, da, dobândit acest talent, nu știu, de la tată? Tata a cântat la acordeon și bunicii mei, din partea mamei și a tata. Deci ai dus tradiția cânta mai departe. La vioară, la țambal, da, 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 da. Copiii tăi îți calcă pe urme? Ți-a preluat vreunul dintre băieți talentul? Doar Mădălin, la orgă. Dar acum a plecat în Anglia. Mai cântă și el pe acolo, mai și lucrează. E stabilit acolo împreună cu familia? Da, cu soția, da, da, da. Ce sfaturi îți dădeau părinții tăi în copilărie? Vai de capul meu. Pe lucruri pe care, iată, poate le pune și tu în aplicare și ai sfătui copiii. Păi, bine. Eu am crescut într-o familie unde, ce să spun, maica mea a murit când aveam eu 3 ani și m-a crescut o familie... Nașii mamei mele. Da. Iar aia bătrână, Dumnezeu să ierte, mă toca zilnic. Nimic, nu făceam bine. Uite cum niciodată evoluăm și îmi pare rău că fac aici o paranteză și te rog să mă scuzi. Am vorbit de familie, am vorbit de cuplu, Marian Viteză și Elena Zambile și uite că am reușit să spargem nuca, să intrăm și în sufletul Elenei să ne spună de lucrul acesta. De ce a murit mama ta, Elena, la 3 ani? Mama a murit, e discuție mare. Nici nu știu dacă aș vrea să vorbesc despre asta. A murit înnecată. Pe 11 august am mers la un baraj cu două surori, cu surorile ei, și efectiv au murit toate trei înnecate. Iar eu eram cu ele și eram pe mal. Nu vreau, am spus asta și n-aș fi vrut să ajung la discuția asta. Dar poți să-ți deschizi sufletul astfel încât cei de acasă să înțeleagă, pentru că tu ești un om puternic, un om cum te-am cunoscut în emisiunile de televiziune, dar uite că în sufletul tău ascunzi o durere destul de mare. Adică ce mi se pare șocant este că ai spus că ți-a murit mama la vârsta de 3 ani și că tu erai acolo. A fost o tragedie mare. Da, și n-am știut. N-am știut ce se întâmpla la 3 ani, ce să știi, la 3 ani. M-a găsit cineva, m-a întrebat unde e mama, i-am spus că e în apă. M-a luat în brațe și a alergat cu mine. Asta e în urmă cu 10 de ani. A trecut, eu sunt călită, știu, e șocată, dar... Da, sunt șocată așa de poveste în sine, pentru că sunt și o mamă, am și eu 2 copii, sunt mici și... Imaginează-ți că mama mea avea 27 de ani când a murit. Și cânta?
mama ei. Mama, da. Nu? Pe mine m-a șocat ideea, să ne cum ai spus, că și celelalte surori. Adică tu ai rămas toate un trei copil, pur și simplu, pe malul apei, neștiind da. Ce se întâmplă. Da, da, da. Păi au intrat una după una alta, după alta să se salveze și au murit pe rând. Da, e... Da. E un moment greu și un... Dar te-a marcat în copilărie? Adică ai simțit durerea asta? Poate că poate că-s mai călită acum. Nu știu. M-am gândit eu că poate asta m-a călit. Da, mama, în viață. Mama mamei tale, adică bunica, trăia pe atunci? Trăia, dar lucra aici în București și n-a putut să-și lase serviciu pentru că nu a vrut sau n-a putut. Iar pe mine m-a dat unei familii să mă crească. Unei familii ceva o rudă mai îndepărtată, o familie care avea un băiat, căruia eu spun frate meu, care cânta cu vioara și probabil dacă n-aș fi crescut acolo, n-aș fi cântat, deși mama cânta, mama mea care a murit. Ce să zic? Nu știu, poate asta m-a călit în viață. Faptul că am crescut fără mamă îți și... Îți amintești de bunica ta că ar fi fost un om rău? Bunica nu. Mama mamei? Nu. Mama mamei a fost ceea ce însemna cea mai bună persoană din lume. Atunci când venea ea, era sărbătoare. Venea de sărbători, de Crăciun și de Paște. Venea să facă pomenile fetelor. Pentru dar că ea a avut trei fete și toate trei șoc. Au murit. Da, greu. Greu. Adică altul o mai lua și razna. Asta voiam să zic. Păi o mai lua și razna, da, o mai avea momente. Adică să ai trei. Avea momente când mergea la cimitir și o plângea, își plângea fetele da, ore întregi. Tu, parcă nu și o găseam acolo. Iar bunicul n-a mai trecut pe acolo niciodată pe la țară. De cum au murit, i-au murit fetele. N-a mai vrut să știe nici de nepoți, nici de nimic. Elena, din... ți amintești când întrebai de ea sau chiar dacă aveai 3 ani, ți amintești frânturi de atunci din perioada aceea? Am un semn aici la barbă, da? Care îl am din ziua în care a murit mama. Pentru că mă tot luau femeile una de la cealaltă și eu eram, nu știam ce se întâmplă. Bine, acum, târziu am făcut legătura. Dar și când m-a lăsat mamaie, bunica mea, la familia asta, am... La nași. La nași. Am, mi-amintesc frânturi, așa. Și eu, păi. Frânturi, da. Da, eu nu vreau să fie o... Astea am trecut, au trecut și suntem sănătoși și nu-mi place să mă compătimească cineva, că nu-s eu de compătimit, serios. Nu e, dar ești eu un puternic, puternic, și... Da. Nu vreau să fiu compătimită și că n-am de ce. Și ești un exemplu și pentru cei de acasă, adică atâta vedeți, trăim alte timpuri în care părinții își cocoloșesc, cum a zis Maria mai devreme, da. Copiii în așa fel încât noi nu ne dăm seama că de-a lungul anilor chiar au fost greutăți pentru mulți dintre ei. Cum a fost Elena un copil, cum au fost alții și uite, ei sunt dovada pură a faptului că poți să ajungi un om în viață, un om cu realizări, un om împlinit, un om puternic, după cum ai spus. Și uite, mă iubește atât de mult Dumnezeu încât nu m-am și uite, putut gândi nu niciodată. Nu te-ai răit că ai avut pierderea asta atunci. Ai zis, mă iubește atât de mult Dumnezeu. Altul poate privea, mi-a dat Dumnezeu încercarea asta, nu mai vreau să aud de El. Din contră, tu ai vorbit frumos. Da. Depinde de fiecare. Păi și acolo ai avut multe de învățat la... Bine, dacă stau să mă gândesc cei care m-au crescut, de la cei care m-au crescut, am învățat tot și să cânt. Și da. Să cânt. Mi-amintesc foarte bine cum coseam costume naționale cu... Acolo am învățat să coasă. Mama, cea care m-a crescut, și cum mă punea să cânt și spunea, îmi spunea, auzi, maică, mai cu vlagă, cântă mai cu vlagă. Și de-aia am vlagă. Înseamnă că de totuși a fost o familie, ți-ai pierdut cum ar veni prima familie, dar uite că Dumnezeu te-a răsplătit cu oameni de la care chiar ai avut ce învăța. Exact. Și în domeniul acesta al cântecului. Am avut ce învăța și dacă nu vroiam, trebuia. Oricum trebuia. N-aveam încotro. Deci să înțeleg că erau pe premiza duritate așa puțin. Erau câteva reguli de bază. Da. Da. Puțină armată. Așa e normal. Da. Păi. Dar au trecut. La început mă gândeam la ele ca, vai ce am pățit și
cu timpul trece vremea și te gândești ce bine îți prind unele chestii. Încercări. Încercări, da. Ce bine îți prind, că nu te miră nimic și nu te afectează nimic. Trebuie să fie șocurile, trebuie să fie prea mari ca să te atingă. Dar ai simțit, nu știu, că fac diferență între tine și fratele tău, copil fiind? Să mă ierte Dumnezeu, se mai uită neamuri acum. Da, ea a făcut diferență între mine și fratele meu, Nelu, el săracul n-are nicio treabă. Dar băiatul mamii era băiatul mamii, iar eu eram eu. Cine? Paula. Maică ta, dar taică tu nu. El nu. Păi da, eu cred că asta e și în familie care au băieți și fete. Da. Adică mama Bine. Tot timpul e mai apropiată de da. Fiul. Nu, dar stai să spun eu la vine de ce. Fratele era plecat la Pitești. A, și pe Elena o aveau permanent. Și ea era în permanență. Și ăla când venea o dată, nu? Pe săptămână sau cum venea. Da. Băiatul trebuia să-mi primească cum se cuvine, nu? Marian, dacă da. Zgârmăm puțin și în povestea trecutului tău în copilărie, ai avut o situație grea? Nu. Din punct de vedere al creșterii? Nu. Ești singur la părinți? Nu. Câți frați sunteți? Un frate și două surori. Patru sunt. O familie numeroasă. Da. Cât timp ai părinții în viață, tot copil te simți. Ai simțit o ruptură, adevărat. O frântură de genul acesta când ți-ai pierdut părinții? Da, păi tata era în putere. A făcut infarct și a căzut jos. Și, na, normal, șoc. Dar avem pe mama care era bolnavă, care avea pareză, trebuia să am grijă de ea. Și ți-ai făcut datoria totuși până ajuns. Bineînțeles, da. Și pentru că i-am provocat pe artiștii noștri puțin mai devreme să ne facă și o demonstrație, așa la rece, după cum spun artiștii, să ne dăruiască o strofă, două, dintr-o melodie aleasă de ei. Povestea pe mine, vă spun sincer, că deși sunt moderator, a trecut dincolo de filtrul sufletului, m-a impresionat teribil de mult și mă bucur că prin săpături, câte puțin, Elena și-a deschis sufletul în fața noastră. Știu că nu i-a fost foarte confortabil să facă acest lucru pentru că am simțit-o, e altceva și când stai aici pe canapea alături de ei, dar îi mulțumesc că a simțit să facă lucrul acesta în emisiunea Folclorul sub lupă și mai departe mergem cu această provocare să ne dăruiți ce din melodia aleasă de voi. O melodie făcută de mine pentru părinții care m-au crescut. Pentru maică mea, la Major Coroș. La nucul verde din poartă stă măicuța și așteaptă. Îi așteaptă pe copii, din doi unul o veni, măcar într-un an odată, un copil dragul să-i treacă. Îi așteaptă pe copii, din doi în o veni, măcar într-un an odată, un copil bravo să-i treacă. Am și fată și băiat, măi, la ei mă gândesc cu drag, măi. Dar din doi unul nu vine să stea de vorbă cu mine. Mă tot uit pe drum la deal, că n-au mai venit de un an, măi. Dar din doi unul nu vine să stea de vorbă cu mine, mă tot uit pe drum la deal, că nu i-am văzut de un an, mă. Haide! Nu vreau, maică, să-mi dați mie, vreau să știu că sunteți bine. Și din când în când vă aștept să vă strâng cu drag la piept. Vă aștept cât o-i mai putea, câte zile-i mai avea, mă. Dar din ce în ce mi-e greu, poate
poate mă ia Dumnezeu, cât o-i mai intră, ei nu știu, să nu veniți prea târziu. Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc pentru această zi deosebită în casă la tine, Marian, și la Gianina, împreună cu Elena, pentru povestea voastră de viață profesională pe care o desfășurați cu atât de mult succes și eu vă doresc în continuare la fel. Și acum, în încheiere, aș vrea, Elena, pentru că ne-ai spus despre faptul că ești o femeie puternică, să le dăruiești celor de acasă 3 sfaturi cu care, sau de care se folosească și să-i ghideze în viață. Trebuie să-și impună să treacă peste... să fie puternici, să nu-i țină, să, nu știu, să nu se împiedice de nimic. Să privească în față, să aibă încredere în ei, să nu caște gura la ce face ăla și ce spune ăla, să-și vadă de drumul lor și să se axeze pe ceea ce cred că le face bine și să țină lângă ei persoane doar persoanele care le face bine și sufletului. Mulțumesc din suflet, Marian. Te rog și pe tine. Ce să zic? Trebuie să fii puternic în viață. Că nu pot să spun, eu am avut o copilărie fericită, dar am avut, uite, de exemplu, cu fosta soție, cu părinții mei, te lovești și de greutăți. Și trebuie să fii puternic. Asta că dacă te doboară, până la urmă și tu la rândul tău a trebuit, adică, să rămâi în picioare pentru copii. Să nu fii slab, să fii puternic. Toți avem slăbiciuni. Acum depinde cum le depășim. Vă mulțumesc din suflet pentru timpul acordat și sper din suflet să ne revedem în astfel de momente de neuitat. Dar te văd, Maria, că îți curge o lacrimă și aș vrea să te întreb de ce înainte de toate. Să fii puternică. Ce dar el e sensibil, mă. M-am gândit la mama. A fost foarte bolnavă și multe probleme și asta e. Vezi că spuneai mai devreme de băieți că sunt apropiați mamelor și mamele de ei. De că... cred că acolo, da, când îți pierzi mama, e nu știu cea mai... Fii puternic în fața examenelor vieții. Astea sunt lucrurile pe care noi le-am învățat astăzi în cadrul emisiunii Folclorul sub lupă. Cum e să fii, iată, un copil care devine un adult prematur, dacă vreți. Sfatul meu pentru dumneavoastră și concluzia emisiunii de astăzi este că trebuie să iubești, să trăiești și să fii fericit pentru tot ceea ce primești de la bunul Dumnezeu. Pe curând și cu vești frumoase și lecții de viață interesante.